În ziua de 1 martie, pe platforma industrială a companiei ArcelorMittal Steel s-a produs un accident de muncă în care un tânăr s-a rănit la ambele mâini. Conform legislației, accidentul a fost raportat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț. Deci, pe data de 1 martie 2017, la ora 12:30, s-a produs un eveniment la un angajator din Roman care se desfășura activitate pe platforma ArcelorSteel Roman. Victima MV, în funcție de lucrător mecanic, angajat cu contract individual de muncă la locul de muncă. În timp ce intervenea la instalația anumită aparat de prezentare și avans pentru a decompresa sau arc, utilajul fiind blocat. În prima fază s-a încercat de blocare cu unelte mecanice, care a dat rezultat. La înlăturarea bucăților din arcul rupt, pe față în arcul blocat a revenit în forma inițială, decompresându-se și rănându-l pe muncitor la ambele mâini. Actualmente, evenimentul este un accident cu incapacitate temporară de muncă, urmând a fi cercetat de către o comisie numită în cadrul angajatorului. Urmând ca la finalizarea cercetării să fie comunicat un exemplar din procesul verbal de cercetare, atât nou, cât și casele județene de pensie. Ținând cont de faptul că i-au fost amputate degetele, el se pensionează sau îi se schimbă locul de... Actualmente noi nu avem cunoștință dacă au fost sau nu amputate degetele. În situația în care se ajunge la un grad de invaliditate, atunci evenimentul respectiv va fi cercetat de către instituția noastră ca să stabilească cauze și împrejurări de producere evenimentului. Stabilirea gradului de invaliditate, atunci, v-am spus, dacă va fi emis o decizie de stabilirea unui grad de invaliditate, instituția noastră va cerceta acest eveniment conform dispoziției legii 390. Pacientul a primit primele îngrijiri medicale la dispensarul societății ArcelorMittal Steel, după care a fost transportat la spitalul de urgență din Roman, fiind consultat de medicul ortoped, care a decis, la cererea pacientului și a angajatorului, transportarea acestuia la clinica de chirurgie plastică din Iași. Un pacient de sex masculin, născut în 1965, cu domiciliul în Roman, județul Neamț, care a fost găsit în cursul zilei de 1 martie 2017 la dispensarul instituției unde lucra după un accident de muncă cu o contuzie foarte mână bilateral, a fost adus la CPU la ora 12:45, consultat, trimis la investigații radiologice, unde s-au decelat următoarele: fractură completă deget 3, mână dreaptă, cu deplasare și încălecare la nivelul falangei medii, deci fractură completă, cu deplasare și încălecare la nivelul falangei medii a degetului 3, mâna dreaptă, și, de partea stângă, o amputație post-traumatică a falangei distale, deget 4, mâna stângă. Pacientul a fost consultat de medicul ortoped de gardă, dar pacientul și angajatorul au declarat că au luat legătura cu clinica de chirurgie plastică de la Iași, dr. Budurcă, solicitând transferul pacientului. Astfel încât pacientul a fost transferat la cerere la clinica de chirurgie plastică de Iași. În funcție de gradul de invaliditate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași va declanșa o anchetă și va stabili drepturile angajatului.